Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, experiențele pe care le avem adesea ne aduc în situația de a fi foarte mulțumiți de felul în care suntem din punct de vedere spiritual. Ori, în alte situații, inamicul nostru, Satan, încearcă să ne abată privirile în altă parte pentru a strecura înșelăciunile al căror maestru este. De aceea, Domnul Isus atrage mereu atenția cu privire la această dinamică a vieții în împărăția cerurilor. Ne-a spus și data trecută că este nevoie să veghem, Satan pândește orice moment de neveghere pentru a arunca neghina, planta parazit care distruge rodul adevărat. Ne-a atras de asemenea atenția că aceste semințe aruncate de satan nu sunt de la început vizibile, ci abia atunci când este vorba de roadele pe care, mai bine spus, nu le aduc, putem să le identificăm. Dragii mei, acesta este motivul pentru care nu ne putem îngădui să pierdem din vedere starea noastră spirituală. O foarte frumoasă învățătură pe care am avut-o în lecția noastră trecută este cea legată de atitudinea pe care trebuie să o avem față de neghina semănată de inamicul satan. Vă aduceți aminte că Robi ceru să răstăpânului permisiunea de a smulge neghina, iar stăpânul le spune că nu acela era momentul. Nu așa că și noi suntem adesea ispitiți să curățim casa Domnului, să smulgem toată neghina? La fel este și cu viața personală. Sunt unele persoane a căror viață spirituală nu este decât un lung și chinuitor proces de smulgere a neghinei. Amintiți-vă de Luther, care a ajuns în pragul nebuniei încercând să scoată afară neghina din viața lui. Ei bine, secretul nu este constanta depistare a neghinei, a acestei plante parazit și smulgerei ei. Stăpânul limitează responsabilitatea robilor lui la semănat. Dragii mei, atunci când semănăm cuvântul lui Dumnezeu, el aduce rod. Este mult mai ușor să depistăm neghina pentru că ea nu aduce rod. Scriptura asemănată cu consecvență în viața bisericii și în viața personală aduce rod în cele din urmă. Neghina se autodemască, iese în evidență prin lipsa ei de rod. Dar se mergem mai departe în învățăturile pe care le prezintă Domnul Isus cu privire la împărăția cerurilor. Suntem tot în capitolul 13, la versetul 30, unde este prezentată o nouă pildă legată de împărăția cerurilor. Este o pildă în care se folosește aceeași imagine legată de agricultură, numai că de această dată este folosită o sămânță diferită. Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis Împărăția cerurilor se aseamănă cu un greunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele. Dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Este foarte puțin probabil că această imagine se referă la biserică. Imaginele folosite de obicei cu privire la biserică sunt pomi care aduc rod. Muștarul este mai degrabă un condiment fără prea mare valoare nutritivă. De asemenea, sămânța de muștar nu crește într-un pom mare asemenea stejarului, ci într-un arbust, unde mai punem că este una dintre cele mai mici semințe? De iar ceea ce spune Domnul este că în cele din urmă, din această sămânță crește un arbust, în care păsările pot să-și facă cuiburi. Planta la care se referă Domnul Isus aici este cunoscută în lumea botanicii ca Brasica nigra, din care se prepara muștarul negru, iar în timpurile biblice și apreciatul ulei din semințe de muștar folosit adesea ca medicament. Această plantă crește în fiecare an, dezvoltându-se și ajungând la maturitate ca o plantă destul de solidă, cu frunze multe și numeroase crângi, în special la baza plantei. În partea de mijloc, ele se întretaie oferind un adăpost perfect pentru păsări. Este încărcată de flori galbene și fructe mici, ce conțin foarte multe semințe. Diametrul unei semințe este cam de un milimetru și devenise etalon pentru cele mai mici lucruri. Domnul Isus folosește această imagine pentru a exemplifica creșterea și dezvoltarea creștinismului din punct de vedere exterior, așa cum pilda aluatului se referă la creșterea interioară, dezvoltarea interioară a împărăției, precum și unele pericole pe care le reprezintă. Chiar dacă biserica nu aduce o convertire generală acestei lumi, ea are totuși, și trebuie să aibă, o puternică influență asupra acesteia. Acum este foarte adevărat că adesea lumea și Biserica au ajuns la o asemenea apropiere, încât este greu să faci o diferență între ele. Dar acesta este un punct despre care Domnul Isus nu vorbește aici. Referirea directă a Domnului este la potențialul pe care îl reprezintă creștinismul, Biserica, atunci când lasă să se împlinească planurile lui Dumnezeu. Începută cu un mic grup de oameni, temători și dezorientați, ea va ajunge acea biserică despre care Domnul Isus spune că porțile locuinței morților nu o vor birui. Dragii mei, dacă celelalte pilde aveau cumva o nuanță menită să alarmeze, de această dată Domnul Isus încurajează. El are un viitor minunat pentru cei care cred în el, pentru aceia care ascultă cuvântul lui și care veghează ca el să rămână curat și să aducă rod. Dar dacă acum vorbește Domnul Isus despre dezvoltarea exterioară a împărăției, urmează și pilda ce prinde dinamica ei interioară. De asemenea, ea semnalează anumite pericole. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Această pildă a luatului nu este așezată deloc în mod antitetic, ci vine să completeze imaginea dinamicii împărăției cerurilor și implicita a indivizilor care o compun. Dar ce reprezintă oare aluatul acesta? Sunt unii care consideră că aluatul este o referire la Evanghelie. Un argument împotriva acestei asocieri ar fi acela că, de cele mai multe ori, aluatul este folosit în Evanghelie ca element negativ. Cuvântul aluat sau derivatele lui este folosit de circa 90 de ori în Scriptură, din care șaptezeci în Vechiul Testament și restul în Noul Testament. De cele mai multe ori, este folosit cu conotații negative. Un cercetător al Bibliei a afirmat că rabinii, de obicei, foloseau în scrierile lor aluatul ca simbol al răului. În Vechiul Testament, era interzis să se folosească aluat pentru jertfele aduse Domnului. În Noul Testament, Domnul Isus atrage atenția asupra aluatului fariseilor iar apostolul Pavel vorbește despre aluatul răutății și al vicleniei. Deci, dacă este vorba despre simbolism, trebuie spus că nici el nu se contrazice în Biblie și chiar dacă nu pare în acest pasaj, nu este folosit într-un sens pozitiv, așa cum de altfel o să vedem. Dar în niciun caz nu cred că este o referire la Evanghelia, așa cum spuneam deja. Mai degrabă, Evanghelia este reprezentată de cele trei măsuri de făină de grâu. Care este argumentul pentru această asociere? Păi ar fi acela că făina este făcută din grâu, din semințele lui. Or, Domnul Isus a folosit deja această pildă pentru a ne spune că aceste semințe reprezintă împărăția cerurilor. Este nevoie să ne aducem aminte că această pildă descrie în principal ce se va întâmpla cu cuvântul lui Dumnezeu în intervalul cuprins între respingerea Domnului Isus și slăvirea lui sau momentul în care el se va întoarce pentru instaurarea de plină a împărăției sale. Observați ce se întâmplă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, reprezentat de făina de grâu. Ni se spune aici că aluatul este pus în făină. Așa cum spuneam, aluatul a fost folosit de obicei în scriptură ca o reprezentare a răului. Nici de această dată nu cred că avem motive să credem că sensul folosirii lui ar fi schimbat. Deci, acest aluat, reprezentantul răului, este pus în Evanghelie, în cuvântul lui Dumnezeu. Adică avem, de fapt, un paralelism aici cu pilda de adineauri. Așa cum neghina era aruncată printre greu, acum aluatul acesta este pus lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă privim în jurul nostru, mai avem oare nevoie și de alte dovezi? Nu sunt atâtea secte, atâtea grupări care nu au nimic comun cu creștinismul, dar care folosesc Biblia? Chiar și mișcări sataniste se folosesc de Biblie pentru practicile lor. Dragii mei, Domnul Isus ne cunoaște atât de bine încât nu este greu pentru el să prevadă ce se va întâmpla cu noi. Din păcate, acest cuvânt aducător de viață, care este scriptura, este adesea alterat, schimbat. Și aceasta numai datorită răzvrătirii omului, neascultării lui. Dar, ce face acest aluat? Ei bine, aluatul este o substanță care conține drojdie și care fermentează. Atunci când este pus în compoziția pentru pâine, cauzează creșterea acestei compoziții și dă un anumit gust acesteia. Poate acesta este și motivul pentru care destui oameni se îndreaptă către astfel de secte. Pâinea nedospită nu este la fel de gustoasă, dar se dovedește a fi mai sănătoasă. Dimensiunile corupției sunt impresionante din ceea ce spune Domnul Isus. Aluatul ajunge în cele din urmă să dospească toată plămădeala. Nu întâmplător, într-un alt loc din Evanghelie, Domnul Isus se întreabă dacă atunci când va veni, va mai găsi credință pe pământ. Deci, ceea ce avem aici este o avertizare și un îndemn la veghere. Dragii mei, este nevoie să ținem curat cuvântul lui Dumnezeu, să-l așezăm în inima noastră, să-i dăm voie să crească, să se dezvolte acolo, pentru ca viața noastră să fie transformată. Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde, și nu le vorbea deloc fără pildă ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Domnul Isus le vorbea în felul acesta pentru că avea un motiv. Acum nu mai erau ei ținta principală a misiunii sale. De acum, numai cei care doreau din toată inima să găsească izbăvirea puteau să o găsească. Mesajele nu mai erau clare și directe, ci mai degrabă camuflate, spuse în așa fel încât să incite. De asemenea, Domnul Isus nu mai ținea mulțimile după el. De acum se concentra foarte mult asupra formării celor care erau cu el, ucenicii lui. Atunci Isus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, tălcuiește ne pilda cu neghina din țarină. După cum se poate vedea, nici ucenicii nu înțelegeau foarte bine ceea ce spunea Domnul. De aceea, au nevoie de lămuriri suplimentare. Cred că este un bun exemplu pentru noi. Nici noi nu înțelegem întotdeauna ceea ce citim sau ce auzim cu privire la voia Domnului. Dar nu trebuie să fim descurajați. Așa cum Domnul Isus a răspuns cererii ucenicilor, El ne va răspunde și nouă. Prin Duhul Sfânt, El ne va vorbi și ne va descoperi minunatele lucruri ale Creatorului nostru. Dar să vedem ce le răspunde ucenicilor. El a răspuns. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Iată cât de amplu este mesajul pe care îl transmite Domnul Isus, el conține atât avertizarea cu privire la intențiile inamicului nostru, cât și previziuni cu privire la ceea ce se va întâmpla atunci când el va veni din nou. Numai că nu pentru tot sunt încurajatoare cuvintele lui. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire, și pe cei ce săvârșesc fără de lege, și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acela va fi un moment al adevărului, al evaluărilor. Grâul cel bun va fi, în sfârșit, separat de neghină. Cei care vor face această separare vor fi slujitorii Domnului. Pentru mulți, acela va fi începutul plânsului și scrâșnirii dinților. Dar acum, Domnul Isus ne atrage din nou atenția asupra împărăției cerurilor. El îl spune acum trei pilde care vorbesc despre valoarea împărăției și care ar trebui să fie atitudinea celor care o descoperă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Aceste pilde descriu costul în contextul veștii bune cu privire la împărăția cerurilor. Trecerea de la celelalte pilde la acestea este făcută destul de lin, având în vedere faptul că din nou apar binecunoscutele elemente țarina și agricultorul. Omul despre care vorbește Domnul Isus găsește o comoară, ceea ce trebuie spus nu era tocmai un lucru neobișnuit. Era atunci obiceiul ca cel ce pleca de acasă sau care voia să păstreze anumite bunuri de valoare, să le împacheteze în ceva și să le îngroape, de multe ori, dacă se întâmpla ceva cu persoana în cauză, comoara rămânea îngropată acolo fără ca altcineva să știe unde era. Deci tot ce era posibil ca o persoană să găsească o astfel de comoară. Strategia acestui om este destul de simplă. El relocalizează comoara, un groap în altă parte, și apoi se duce, vinde tot ce are, și se pare că nu era prea mult, și vine să cumpere acea țarină, locul unde a găsit-o, devenind proprietarul comorii. Această pildă ilustrează, așa cum spuneam, câteva aspecte însemnate legate de împărăția cerurilor și de revoluția sau mișcarea inițiată de Domnul Isus. Un prim aspect ar fi acela că intrarea în împărăția cerurilor nu înseamnă sărăcirea omului, frustrarea lui de orice bucurie, ci înseamnă îmbogățirea lui, producerea unei imense bucurii. Apoi, un alt fapt semnificativ este acela că bogăția, comoara, este ceva vizibil pentru toată lumea ci ceva ascuns pentru unii. Este foarte adevărat și în ceea ce privește revoluția inițiată de Domnul Isus. Nu toți au înțeles despre ce este vorba. Nu toți au intrat în această schimbare propusă de El. Unul din motive poate fi și acela că împărăția cerurilor nu a venit așa cum se așteptau cei mai mulți să vină. Nu uitați că ea este asemuită unui grăunte de muștar. Domnul Isus trebuie să deschidă ochii ucenicilor pentru a înțelege multe din lucrurile legate de împărăție. Deci, ea nu a fost și nu este vizibilă pentru toți. Cel de-al treilea aspect ne vorbește despre acțiunea celui care găsește comoara. Omul acesta vinde tot ce are pentru a cumpăra câmpul în care se află comoara. Aici este vorba de prețul, de valoarea împărăției. Nimic din ce avem nu se poate ridica la valoarea ei. Pavel surprinde foarte bine acest lucru în cuvintele pe care le adresează filipenilor, în capitolul 3, versetele 7 și 8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Observați ce valoare are pentru Pavel găsirea Domnului, intrarea în împărăția cerurilor. Aceeași idee este prezentată și în cea de-a doua pildă, unde împărăția este asociată cu o perlă de mare preț. Mai ales în acele vremuri, perlele erau într-adevăr foarte greu de obținut. Cei care pescuiau aceste perle fie din Marea Roșie, fie din Golful Persan, își riscau viața pentru ele, și prețul pe care îl solicitau era foarte mare. Un astfel de om, care este foarte bogat de această dată, face și el afacerea vieții lui. Vinde tot ce are și cumpără această perlă care îi aduce un profit și mai mare decât tot ce avusese mai înainte. Dragii mei, să fii cetățean în împărăția cerurilor este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Deși este nevoie de sacrificiu, este nevoie de un preț pe care trebuie să-l plătești, răsplata sacrificiului tău este cu mult, mult mai mare. Dar mai sunt două aspecte pe care Domnul Isus ține să le precizeze cu privire la împărăție. În aceeași manieră, adică folosind pilda ca mijloc de comunicare, Mântuitorul ne lasă să înțelegem că nu doar plătim prețul intri în împărăție, trebuie să fii și adecvat pentru aceasta. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un nevod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragi ascultători, împărăția cerurilor este o realitate care merită o foarte mare analiză din partea noastră. Ea nu poate fi ignorată. Oricine o ignoră, ajunge la distrugere. Domnul Isus este foarte categoric în ceea ce spune cu privire la aceste lucruri. Ascultați! Ați înțeles voi toate aceste lucruri? i-a întrebat Isus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se asemănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Cu alte cuvinte, Domnul a adus la lumină atât lucrurile vechi, cât și cele noi pentru a prezenta o imagine completă a planului de mântuire pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția omului. Din păcate, nici atunci și nici acum. Nu toți oamenii sunt pregătiți să primească aceste minunate cuvinte. să creadă în Domnul nostru, Domnul Isus, se întoarce în ținuturile lui unde este respins. După ce a isprăvit Isus suspil de la acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau: De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul Templarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Și găseau astfel în el o pricină de potignire. Dar Isus le-a zis, Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredințelor. De ce se întâmplă astfel de lucruri? De ce este Domnul respins? De ce oamenii nu înțeleg ce este cumpărăția cerurilor? De ce refuză să devină cetățenii ei? Răspunsul este chiar în acest ultim verset al capitolului: Necredință. O, Doamne, ajută necredinței noastre. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.